Executorul judecătoresc craiovean Mihai Drăgoi, dat în urmărire internațională în baza unui mandat de arestare în lipsă, a fost adus vineri în fața procurorilor. El a fost prins de polițiști la Iași în urma unei acțiuni a ofițerilor BCCO. Drăgoi este cercetat pentru comiterea a 29 de infracțiuni, cele mai multe de înșelăciune. A fugit din țară în septembrie 2018 și a fost prins miercuri la Iași în urma unui flagrant cu monedă falsă și adus la Craiova de anchetatori. Pe numele acestuia fusese emis un mandat de arestare în lipsă pentru mai multe fapte de abuz în serviciu, de lapidare și înșelăciune. Mihai Drăgoi, care a fost procuror, apoi executor judecătoresc, a fost acuzat că a înșelat 10 de persoane din Craiova. El le promitea oamenilor obținerea de locuințe la prețuri mici în schimbul unor sume de bani. Mihai Drăgoi a fost acuzat în 2018 de comiterea 20 de infracțiuni de înșelăciune în formă continuată, de lapidare în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, abuz în serviciu în formă continuată, abuz de încredere și fals în declarații în formă continuată. Vineri, judecătorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus arestarea lui preventivă. Hotărârea poate fi contestată la Înalta Curte de Casație și Justiție.